Hristos, mielul lui Dumnezeu, învinge moartea. Lui să-i fie slavă în veci de veci. Sfințile voastre, dragi frați și surori în Hristos, timpul postului mare ne-a oferit prilejul de a întâlni încă o dată calea mântuirii, calea crucii, calea iubirii. Iisus, cel pe care Tatăl a trimis în lume din prea marea lui dragoste, a venit între oameni ca acela care a ales să se jertfească să moară pentru cei greșitori, oferind lui Ceresc trupul său nevinovat, viața sa plină de iubire, asemenea unui miel dus la înjunghere. Întregul an bisericesc vorbește despre această jertfă a lui Isus, marle vestitor al Evangheliei, păstorul care își dă viața pentru ele sale, pentru poporul său. Despre acest lucru ne-a vorbit timpul postului mare care a scos în evidență marea iubire a mântuitorului nostru ce a culminat pe calvar, pe cruce. Multe sunt imaginile pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură, care exprimă această revărsare de iubire din partea lui Dumnezeu pentru oameni pe care i-a creat și iubește, una dintre cele mai grăitoare fiind cea mielului nevinovat. Iisus Mântuitorul este asemănat cu mielul cel nevinovat care își dă viața pentru noi, care ridică păcatele lumii și care prin iubirea sa învinge și aduce lumii în păcarea. Mă bucur să aduc în amintirea noastră gândul pe care a voit să ne-l transmită nouă credincioșilor dioceze de Iași și nu numai marele nostru păstor și martir, episcopul Anton Durcović. Lecția pe care ne-a lăsat-o în scrierile sale, pe stema sa și mai ales în celula morții, când și-a jertfit viața pentru credință și popor, este impresionant. El a voit să scoată în evidență misterul mielului sacrificat, imagine perfectă a lui Hristos, vestit de marii profeții ai Vechiului Testament, dar mai ales de apostolii și scritorii inspirați ai Noului Testament. Luminat de același Duc Sfânt, Episcopul Anton a voit să așeze pe stema sa imaginea mielului pascal, ce poartă cu bucurie pe umerii săi steagul victorios al biruinței, după ce și-a vărsat sângele pentru ca lumea să aibă iertare și a ieșit biruitor din mormân. Credem că alegerea acestei imagini așezate pe blazonul său și gândurile exprimate chiar în prima sa scrisoare pastorală din ziua inaugurării misiunii sale de păstor al Episcopiei de Iași au fost meditate, gândite, alese și s-au demonstrat a fi o previziune pentru chemarea sa la o jertvă asemenea lui Hristos, mielul cel nevinovat și blând, care a fost ales să fie jertfit și să aducă lumii împăcarea, iertarea și binecuvântarea. Despre acest lucru au scris prorocii, a predicat Ioan Botezătorul, spunând, Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și l-a zugrăvit cu atâta claritate evanghelistul Ioan în cartea Apocalipsului, amintind de mielul ce s-a înălțat la ceruri în slavă. Iar acum are misiunea de a sta drept în mijlocul tronului său, în mijlocul bătrânilor, fiindu-i dată cartea cu cele șapte sigilii pe care numai el putea să o deschidă, în care stă toată istoria lumii. La acest adevăr descris de evanghelistul Ioan, s-a gândit episcopul nostru când a voit să înscrie pe tema sa imaginea merului cu șteagul biruinței pe omăr și să vestească poporul încredințat bucuria victoriei lui Dumnezeu și a celui jertfit în lupta împotriva celui rău și a potrivnicilor lui Dumnezeu și ai Biserici. Această încredere făcea referință păstorul nostru în prima sa scrisoare pastorală din ziua de 14 aprilie 1948, chemând toți preoții, persoanele consacrate și poporul creștin să se îndrepte cu multă încredere spre Hristos, mielul lui Dumnezeu, care dorind să ia asupra sa păcatele lumii, se oferă pe sine, moare pe cruce și aduce lumii în păcarea prin victoria asupra păcatului și asupra morții. Întreaga scrisoare ne cheamă la o astfel de încredere în Isus, mielul victorios, care rămâne cu noi în Eucaristie, pregătind tuturor celor care îl urmează victoria în împărăția cea nouă și în cetatea cerească. Înțelegem, iubiți frați în Hristos, dorința ferbinte a celor drepți din legea veche, care cu Izaia prorocul strigau către cer, trimite mielul, Doamne, pe stăpânitorul pământului. Îl înțelegem de asemenea pe Sfântul Ioan Botezătorul când pe malul Iordanului, cu bucurie nespusă, îl arăta pe Iisus Domnul, iată mielul lui Dumnezeu, iată pe acela care ridică păcatele lumii. Nici nu ne mirăm apoi când Sfânta Scriptură ne prevestește la sfârșitul viacurilor triumful hotărător al melului divin asupra tuturor acela care luptă împotriva lui ca o consecință și ca o încurajare în mărturisirea de credință a celor cărora el le adresa aceste cuvinte despre miel și victoria lui, el avea să adune toate gândurile și învățăturile sale în motoul său episcopal. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Pentru aceasta a primit cu multă însuflăcire și cu mult curaj să urmeze mielul înscris în mijlocul stemei sale episcopale, care prin jertfa și iubirea lui a fost vrednic să poarte steagul biruinței. Paștele este jertfa mielului și biruința sa. Paștele ne oferă încă o dată posibilitatea să-l întâlnim pe Hristos, jertfa iubirii și mielul blând și iubitor, care și-a oferit și își renoiește mereu jertva mântuirii sale prin jertva Sfintei Liturghii pe care a celebrat-o în ajunul pătimirii sale și prin care rămâne mereu în mijlocul oamenilor și al istoriei, furtând stindardul victoriei. În fiecare an când celebrăm Paștele și ori de câte ori celebrăm jertva nesângeroasă a crucii, a morții, și gropării sale auzim cuvintele evanghelistului Ioan și ale preotului care declară Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatul lumii. Anul acesta, când celebrăm învierea, ne bucurăm să trăim și să rămânem în credința noastră împreună cu episcopul nostru Anton, care a ales să fie un adevărat miel de jertfă. Deși a fost sacrificat și înmormântat, într-un ținut neștiut, sub obraz de pământ din nordul țării la Sighetul Marmației. El ne spune că acela care crede nu moare și trăiește în veci, urmându-l pe mielul divin pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din moartea lui Hristos noi avem mântuirea și speranța. Prin moartea episcopului Anton avem întărirea și curajul nostru de a fi sămânță pentru creștinii de azi și din totdeauna. În cine voastre, Dragi frați și surori în Hristos, celebrând acum cu multă credință victoria lui Hristos, moartea și învirea sa, marea sa biruință, repetăm și retrăim marele adevăr al speranței și fericirii, spunând cu toți creștinii după actul consacrării și celebrării Sfintei liturghii. Moartea ta o vestim, Doamne, și învirea ta o mărturisim până când vei veni tuturor celor ce cred în înviere și în victoria lui Hristos asupra păcatului și morții, tuturor celor ce cred în mărturia curajoasă a episcopilor noștri martiri, a episcopului nostru Anton Durcović, în lumina acestei victorii a mielului, vă spunem din inimă, Hristos a înviat, bucurați-vă, pace și binecuvântare în Domnul.